معلش يا رب سنشتتكم pentru a-ți da un... Nu mai
felul acesta domnișoară, sunetele umplute cu aer cald, mai ușor decât atmosfera înconjurătoare, vor zbura, vor zbura, fără nimeni să cadă în urechile surdilor, adevărate prăpăștii, cimitirul sonorității. Dacă există multe sunete cu viteză accelerată, se va găsa automat unele de altele, formând silabe, cuvinte la rigoare și fraze, lipsite de orice sens, dar tocmai de aceea stare a semenților la o înaltă altitudine. Nu cade cât cuvintele încărcate de cuvinte, împreunate de înțelesul lor, care în cele din urmă se prăbușesc, sucombă, în urechile sunt, dar nu mai întrerupe, sau se spar ca niște baloane. Pop, 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 mai era un pop. Astfel, domnișoare, pentru a-ți putea da, iau de. Astfel, domnișoare, pentru... Astfel, domnișoare, pentru a voi n-a dea. Astfel, domnișoare, așa e! Ce e? Mă doare mărteaua, domnule profesor. Foarte bine, nu te vă opri pentru la 3 ani de zile. Grație științei vă putea, domnișoare, pentru a putea da drumul cuvintelor, sunetelor, pentru a putea da drumul cuvintelor, sunetelor, mai era ceva aici, pentru a putea da drumul cuvintelor, sunetelor, ce cum era aici, pentru a putea da drumul cuvintelor, sunetelor și așa mai departe, e recomandabil în măsura posibilului să alungi fără mine aerul din pălămâni, să-l bați să treacă ușurel deasupra coadelor vocale, deodată, asemenea unor harfe sau a frunzișului bătut de vânt, tremură, vibrează, sau graseiat, sau șură, sau se strâng, sau flugeră, punând totul în mișcare, omușorul, limba, cerugurii, dinții, buzele și în cele din urmă cuvintele ies prin gât, prin urechi, târând după ele toate organele sus amintite într-un avânt puternic, majestos, care nu e altceva decât ceea ce impropriu numim voce, modulându-se într-un cântec sau preschimbându-se într-o cumplită furtună simfonică cu întregă laie de germe florale, artificii sonore, labiale, dentale, obduzite, paratale, infinitoase, cât amare sunt violente, cât amare sunt spaniola, spaniola, oala, coala.
Tocmai de aceea atât de greu să pronunț bine. Tocmai de aceea e atât de necesar să pronunț bine. O pronunțare defectuoasă poate să joace cine știe ce festă. În consecință, domnișoară, dăm voie ca o paranteză să-ți împărtășesc cu amintire personală. Eram foarte tânăr. Un copil. Îmi făceam serviciu militar. Aveam la regiment un... care avea un defect destul de grav de pronunțare. Nu putea pronunța litera F. În loc de F, el spunea F. Astfel, în loc de fântână, nu voi bea din apa ta? El spunea fântână, nu voi bea din apa ta. Pronunța fată în loc de fată. Fifi, fom, fom, fa, fa. În loc de fifi, fom, fom, fa, fa. Gerard Nerval. În loc de Gerard Nerval. Mirabeau, în loc de Mirabeau. Etc. În loc de etc. Și așa mai departe. În loc de și așa mai departe. În loc de... Numai că... Torica? Avea norocul să-și poată ascunde perfect. Și asta este un bon. Da, perfect. Prea te duci în cărășul. Cu surul sub pălărie. Prea vă lupăt și apoi. Astfel... Pe timp o vreză? Încât? Nimeni nu băga de asta. Nu e în loc de domnule profesor, mă doare mă seara. Să continuăm, sunt întotdeauna același cu toate desinențele, cu toate prefixele, cu toate sufixele, cu toate rădăcinile. Te rog! Rădăcinile, da! Cuvântul frunte formează rădăcina cuvântului front, ispiciu. Ispiciu este sufixul, front este prefixul. Se numesc casă, domnișoară, pentru că nu se schimbă. Nu vor și pace! Mă doare, mă seau, mă doare, mă seau, mă doare, mă seau! Să continuăm, să continuăm, să continuăm! Să continuăm! E bine, domnișoară, nimic nu reușește să le schimbe. Nici în franceză, nici în portugheză, nici în italiană, nici în română, nici în latină, nici în sardă sau sardă la balică. Frunte, frontis, piciu. Mereu același cuvânt, având invariabil aceeași structură, aceeași rădăcină și așa stau lucrurile cu toate cuvintele, în toate limbile. Toate limbile, toate cuvintele, da, același lucru? Bineînțeles! Spune-mă așadar, cum spui în franceză, trandafir.
fiirii bunicii sunt tot atât de galben păi cum era bunicul de asiatic. Trandafirii bunicii sunt tot atât de galben precum era bunicul de asiatic. Mă rog, cred că în franceză se spune trandafirii bunicii. Cum se spune bunica pe franțuzește? Bunica! Da. Pe franțuzește? Da. Bunica, cum o să se spune? Da. Trandafirii bunicii sunt tot atât de galben pe franceză-i galben. Aia, evident! Sunt tot atât de galben precum era bunicul de asmatic. De asiatic! Mă doare! Mă seama, ce se face? Acum traduc aceeași frază la tine? Expresia neospaniolă vestită la Madrid, patria mea e Neospania, se traduce în italiană prin patria mea e Neospania. Fals! Prin patria mea e Italia. Spune-mi așadar, prin simplă deducție, cum se spune Italia în franceză? Da. Da. Nu. Greșit. Și foarte, totuși, foarte simplu. În cuvântul Italia. Italia. Avem în franceză cuvântul Franța. Care e traducerea exact. Patria mea e Franța. Și Franța. În orientare, Orient, patria mea e Orient. Mai rog, de Vostok. Așa mai departe. Bine, bine, mă doare! Mă seama, mai du-te, dracule! Aaaa! Dar cine că îți crăp capul? Încearcă, trebuie, dracule! Nu mai scot o vorbă, lucru cel mai, cum să zic, cel mai paradoxal, da, asta e cum, cel mai paradoxal este că o mulțime de oameni există, mult și cultură, vorbesc toate aceste limbi, ai auzit ce am spus? Vorbesc toate aceste limbi, ai auzit ce am spus? Trecut-o fără o vreme, ce copățește? Cum e posibil ca vorbind fără a ști ce limbă vorbesc cu oamenii din popor să se înțeleagă totuși între ei? E vorba de o curiozitate inexplicabilă a empirismului grotolan al poporului, a nu se confunda cu experiența. Este instinctul pur și simplu, el își face aici membre, nu? Nu lasă să te vorbesc cum îmi zboară muștele în timp ce eu potesc, ai face mai bine să mă ascult că doar nu eu mă prezint la concursul de doctorat total. Eu l-am trecut de mult, mi-am luat și diplomă supra-totală! Nu înțelegi că-ți vreau binele? Marie, pentru a învăța să deosebești toate aceste limbi, cum te-am mai spus, nimic nu e mai important decât practica. Marie, de ce nu te gândesc? Marie, când te strig, nu te-ai servit. Voi încerca să te învăț toate traducerile cuvântului cuțit. Marie, de ce nu vii? Asta nu înțelege nimic. Te rog să-mi aduci aici cuțitul românesc, franțuzesc, sarda la parichita. Am găsit unul de așa. Păcat că nu-i decât asta. Bine. Trebuie doar să pronunț cuvântul cuțit în toate limbile, privind obiectul foarte de aproape și închipuindu-ți că este de limba pe care o folosești. Hai, zi cu, precum cu, și țit, precum țit. Și uite-te bine, fixează bine. Thank you.
Da să zic că sunt domnul. Ați venit pentru lecție? Vă crește în auro? Da. Aștept. Luați loc. Сьогодні радий вітати прекрасний театр Бухаресту. У нас був заявлений в програмці один театр. Так сталося, що ми не змогли приїхати. І зібралися з силами, і театр Мунді з Бухаресту приїхав до нас і приніс величезну радість сьогоднішньої вистави, сьогоднішнього спілкування. Я думаю, що ані Жерардо,
яка буде в нас 25-го, і хочу вам повідомити, додаткова вистава 26-го в 3-й годині дня, і ввечері теж буде, але ми зробили її по 25-40 гривень, аби всі могли подивитися. Цю виставу буде на такому самому ж високому рівні. Дозвольте подарувати оцей сувенір нашого фестивалю, на якому емблема його підтримується свідоцтвом братерства, бо ми певні, що справжнє мистецтво робить людей цілого світу братами. Дякую. Mă aștept sufletul la picioarele lor. Și în astă seară... Adrian переводил весь спектакль, я думаю, заслужит отдельный комментарий. Он должен любить актеров. Я cred în ei. Быть уверенным в них. Și atunci când reușești un lucru minunat, и тогда, когда получается хорошая идея, te-aș așeza sufletul la picioarele lor. Чтобы он разделил свою душу к их ногам. Și sufletul acela așeza la picioarele actorilor, и эта душа, которая будет на, к ногам этим актерам. Cunoaște împăcarea cu sine, se împacă cu sine, mulțumirea cunoaște. Он знает благодарность. Și înflorește. И процветает. Căci acesta este rostul artei, să ne apropie. Это смысл искусства, чтобы нас приближало. Și să facă să ne înflorească sufletul. И чтобы сделать так, чтобы наша душа процветала. Pentru o seară, pentru aminte, semne, pentru aducerile aminte care... Vedeți, este o trupă tânără. На съезде самых великих актеров Европы.